Direcția de protecție a copiilor poate ajuta mamele, de exemplu, care nu au putința financiară și poate sunt epuizate și nu au sprijin și nu, dacă se simt în situația asta, este bine să meargă acolo. Acolo au și specialiști care pot consilia, pot oferi, pot media cu anumiți furnizori care oferă cursuri de calificare sau multe servicii și pentru copii și pentru părinți. Altfel, dacă familia nu este într-o situație financiară de nu știu care și încă na, se descurcă, nu neglijează copilul, nu îl abuzează, trebuie să apeleze la medicul psihiatru, dacă nu se poate altfel, la o psihoterapie, dacă se pot angaja într-un astfel de proces, adică dacă ei simt că este momentul și simt că se pot deschide, au motivația necesară cât să încerce și să dea șanse, adică să vină deschiși. Altfel s-ar putea să nu prea meargă. Este un proces greu care iarăși necesită niște efort.